Bună ziua, ne oferiți un minut, două minute, trei minute. E o dimineață frumoasă în Chișinău, plus 42 de grade și noi ne plimbăm prin centru ca doi debi. Bună ziua, vorbiți românește? Спасибо, нет, мы по-русски разговариваем. Мы хотели спросить, как можно сделать так, чтобы... Можно, будет го-го-го. При желании. А как вы думаете, уже лучше, чем было? Вы имеете что? Виду. Bună ziua, doamnă. Ce mai faceți? Vorbiți românește, rusește? Le. Le? Vă parlez français ou non? Băi, bonjourne, madame. Bonjourne. E plăcut să întâlnești o tanti mai veche. Foarte bine arătați, doamnă. Pot să vă opresc pentru un minut, două, să discutăm puțin? Eu nu știu așa limba română bine. Oh, eu o să vă ajut. Rusa mea este mai slabă, am trăit mulți ani la Huș. Vreau să vorbim puțin despre faptul că deja este mai bine. Domnul Andrean Candu, acum un an, a spus că peste un an o să fie mai bine. A trecut un an și deja e mai bine. Vreau să vă întrebăm pe dumneavoastră, care arătați atât de bine. Mai așteptăm. Eu știu, o să fie... foarte bine. O să fie bine. Dar da. Dumneavoastră ați remarcat ceva schimbări? S-a întâmplat ceva bine în viața dumneavoastră? Foarte mult. Și toată ziua eu am plăcere de la viață. Deci haideți să mulțumim lui Andrean Candu pentru că, într-adevăr, deja e mai bine. O să fie și mai bine. Asta vă spune tot. Putem să ne cuprindem la cameră? Mulțumim, Andrean! Da. O zi bună, la revedere! În sfârșit, descoperim oameni luminoși, oameni pentru care deja e mai bine. Dar ce-i cu vocea mea? Parcă mi-a intrat un pasăre moartă în gât.